A fost un duel din ambele părți. Ambele echipe ne-am dorit să câștigăm și s-a văzut. Din păcate, ne-au egalat în ultimele minute, ultimele secunde, dar mergem cu capul sus și ne gândim la următoarele meciuri. Acum o să vină Europa și ne gândim doar la ea. S-a terminat norocul în etapa asta, pentru că etapa precedentă ați câștigat voi pe final de meci. Da, cu siguranță. Mingea e rotundă și nu se știe până când nu fluier arbitru cine luptă are de câștigat. Deci au câștigat ei un punct și cu siguranță sunt fericiți. Un nou gol pentru tine, cum e startul ăsta așa de sezon în care ai marcat în fiecare meci? Da, cu siguranță și faptul că am fost la Națională și nu m-am oprit deloc mi-a dat continuitate și sunt fericit pentru asta. Nu simți oboseala? Nu, că am avut zile de pauză, la Națională nu prea am jucat și nu e mare oboseală. Daniel, ai fost în cantonament totuși, te-ai antrenat, doar că adică... antrenamentele e o plăcere să le faci, deci nu e oboseală. Daniel, aș vrea să te întreb despre gestul tău după golul marcat, pentru că ți-ai pus așa toată galeria Rapidului în cap, după care tot meciul au avut grijă de tine. Cum ai trăit conflictul ăsta? Nu a fost cine știe ce conflict față de mine. Eu nu mă simt... Nu-mi schimbă starea de joc. Poate să mă înjure, dar eu am vrut doar să... Nu să injignesc, că nu am zis nimic de rău, dar să mă apăr într-un sens că poate să zic că mi-am pus mâinile la ureche ca să le zic că poate să înjure tot meciul. Pentru mine nu mă deranjează. Și din altă parte îmi cer scuze că, să zicem, i-am incitat să zică mai tare, dar nu. Eu sunt unul, ei sunt 10.000 și nu se vede că ei mă înjură pe mine, doar că eu... E mai mare diferența, dar eu îmi cer scuze pentru asta, dar sunt meciuri, gen, în teren e o chestie, afară e altă chestie. Deci. Cum se anunță? Așa e și între noi, că suntem prieteni, de exemplu, eu cu Petrila ne înjurăm în teren, acum suntem prieteni, deci nu e... Ciudat să-i vezi pe foștii tăi colegi acum adversari? Asta e fotbalul. Nu putem să trăim toată viața, să zicem, cariera cu aceiași colegi. Deci fiecare schimbă și își face un trai mai bun. Voi aveți nevoie de întăriri pentru că aveți o luptă și pe mai multe planuri. Da, cu siguranță. Cred că o să mai vină jucători. Avem nevoie câte unul. Și cred că o să vină, că avem de jucat multe meciuri în următoarele zile și o să avem nevoie. Mulțumesc! Seară frumoasă!